Scandalul sexual în care este implicat deputatul Aurel Bălășoiu ia o amploare fenomenală și tot mai multe fețe bisericești sunt implicate. O nouă înregistrare audio publicată de jurnaliștii de la Gândul sugerează că deputatul ar fi avut o legătură și cu șoferul lui Teodosie, iar în preasfinția sa nu a putut trece cu vederea și și-ar fi dorit răzbunarea. Arhiepiscopia Tomisului dezminte acuzațiile și Arhiepiscopia Tulcii a reacționat după ce numele preasfințitului Visarion este pomenit în discuțiile dintre călugărul Aman și un tânăr pe nume Cristi. În acest caz, parchetul s-a autosesizat și a deschis două dosare penale in rem, unul pentru întreținere de raporturi sexuale cu un minor și altul pentru viol. În înregistrarea publicată de Gândul ar fi călugărul amant al deputatului și un tânăr pe nume Cristi. Cei doi comentează imaginile și informațiile apărute în spațiul public. În convorbirea celor doi este adus în discuție în repetate rânduri și un minor, despre care ambii spun că s-ar fi întâlnit cu deputatul Aurel Bălășoiu. Deci deputatul s-a crezut să mai îndelea cu cineva și posibil să fie cineva minor. Nu știu ce. Se întâlnea el, ascultă. În discuție apar numele arhiepiscopului Tomisului Teodosie și al episcopului Tulcii Visarion Bălțat. Teodosie are pe șoferul ăla cu el, l-ai văzut? Da. Teodosie, l-are pe șoferul ăla cu el, tânăr, frumos. Da, da. Ei, ăla au avut o relație cu deputatul, s-au sărutat, nu știu, pe la mănăstire, pe la... Cum se cheamă mănăstirea aia? În fine, o mănăstire pe lângă Constanța. Ăsta o aflat Teodosie și Teodosie a pus serviciile să le execute pe deputat. Teodosie era gelos, eu ți-am zis, Teodosie nu împarte nimic cu nimeni. În momentul în care ai luat ceva de la Teodosie, te ninorocești Teodosie, pentru că el este prieten. Arhiepiscopia Tomisului dezminte informațiile. În al preasfințitul Teodosie nu are legătură cu cazul deputatului Aurel Bălășoiu. În al preasfințitul a cunoscut pe acesta doar la slujbele bisericești pe care le-a oficiat pentru un bolnav apropiat al deputatului. Dacă cineva îl acuză pe înalt preasfințitul Teodosie, trebuie să prezinte și dovezi. Altfel, acuzele devin calomnii. Și Episcopia Tulcii a venit cu o reacție. Îndemnăm clerul și pe credincioșii tulceni la discernământ duhovnicesc și mai ales la rugăciune stăruitoare pentru ca adevărul să iasă la iveală și să fie instaurată cât mai curând pacea sufletească și încrederea dintotdeauna în valorile spirituale și morale ale credinței creștine. Călugărul amant ar fi Cristi Călin, un tânăr exclus din monahism și două facultăți de teologie, susțin reprezentanții celor două episcopii vizate de acuzații. Ancheta în cazul scandalului sexual este în plină desfășurare. Procuratura a intrat pe fir, iar Patriarhia Română a venit astăzi cu o reacție, mai ales că foarte multe fețe bisericești importante sunt implicate. Colega mea, Ana Maria Maxim, a urmărit cazul. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR, a spus astăzi, citat de Gândul, că a primit o scrisoare sesizare de la călugărul amant, scrisoare pe care a trimis-o mai departe către forurile superioare ale Patriarhiei. De asemenea, Vasile Bănescu a spus și că i-a transmis expeditorului că acuzațiile trebuie însoțite de probe. Dacă aceste probe vor veni, atunci Patriarhia va începe o anchetă. Călugărul amant i-ar fi transmis la rândul său că va trimite probele în atenție 12 ore. Printre altele, călugărul amant îl acuză pe episcopul Visarion al Tulcii că l-ar fi abuzat sexual pe tânărul Cristi în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când acesta din urmă era minor. Dosarul s-ar afla deja în instrumentarea procurorilor din Constanța și astăzi parchetul general a anunțat că au fost deschise două dosare penale pe numele deputatului Bălășoiu, un dosar pentru act sexual cu un minor în urma imaginilor apărute în mass media și un dosar pentru viol, după ce a fost depusă o plângere pe numele deputatului Bălășoiu. Totodată, scrie Gândul, călugărul amant a fost audiat noaptea trecută 11 ore și ar fi dat detalii despre orgii sexuale care au avut loc în Constanța, Olimp, București, Pitești și nu numai, și la care ar fi participat deputatul Bălășoiu, dar și alte nume importante. Deocamdată acestea au fost informațiile.
Cu smerenie și dragoste doresc să cer iertare prea fericirii voastre, Părintele Patriarh, și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Așa își începe Cristi Călin scrisoarea către Patriarhia Română. În câteva rânduri, presupusul călugăr amant explică faptul că ar fi fost exmatriculat de la Facultatea de Teologie în anul 2013 pentru că nu a acceptat avansurile sexuale din partea starețului de la mănăstirea Cala Podești din județul Bacău. Atunci a jurat că va face dreptate și va demasca pe toți cei care au înclinații homosexuale în cadrul bisericii. Bărbatul susține că pe parcursul a 10 ani a descoperit diacon, preoți și episcop care sunt homosexuali și pedofili. Cât despre deputatul PSD Aurel Bălășoiu, presupusul amant călugăr, susține că l-a cunoscut recent și tot ce a dorit a fost să obțină de la el dovezi care să-i confirme cercetările. Ba chiar în acest scandal sexual îi implică și pe înalt preasfinția sa Teodosie, înalt preasfinția sa Calinic sau înalt preasfinția sa Visarion, episcopul Tulcii. Compania Blue Air a primit o amendă imensă de la ANPC pentru toate cursele anulate începând cu luna iunie. Despre ce sumă este vorba, vă spun în câteva minute în jurnal. Hoții se folosesc mai nou și de ANAF pentru a vă umbla în buzunare. Administrația fiscală avertizează oamenii că ar putea primi mesaje false transmise în numele instituției. Prin aceste mesaje, contribuabilii sunt anunțați că au plăți fiscale restanțe. Avertismentul e clar, nu trebuie să deschidem aceste mesaje, să accesăm documentele atașate și în niciun caz să trimitem bani către conturile menționate. Instituția amintește că serviciul Spațiul Privat Virtual, pus gratuit la dispoziția plătitorilor, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. De asemenea, oricine poate suna oricând pentru toate informațiile de care are nevoie la call center-ul ANAF. Șeful SRI a susținut astăzi un discurs în cadrul unei ieșiri publice rare la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Astăzi s-au aniversat 15 ani de la debutul studiilor de securitate la această unitate de învățământ. Presa nu a avut acces la eveniment, iar discursul său a fost postat pe rețelele de socializare ale instituției pe care o conduce. Titlul, destul de controversat, despre democrație, SRI, societate, conflict și principii, dar și despre elefantul din încăpere. Știu că se va discuta din nou mult despre noile legi ale securității naționale, iar aici, repet, ce am mai declarat. Ne dorim legi actualizate, dar le vrem cât mai apropiate de modelul celor din Occident. Ar fi de dorit ca societatea românească și decidenții politici să se hotărască ce rol vor să atribuie serviciilor de informații. Nu putem fi în același timp un fel de pompieri chemați să stingă incendiile provocate de alții și apoi acuzați că le-am stins. Acesta este de fapt elefantul din încăpere și această discuție nu va putea fi evitată la nesfârșit. Se sting becurile, toată lumea face economie în speranța că facturile nu ne vor năuci. Pe străzi e mai ceva ca în comunism. O comună din Arad e în beznă 4 ore în fiecare noapte după șocul regularizării. Iar în Arad, instituțiile publice nu mai sunt luminate după 11 seara. Localnicii sunt de acord cu noile măsuri de frica prețurilor mari. N-aș vrea, pentru că... Creșterea prețului la energie electrică a afectat serios bugetul comunei Zebrani, aflată la 28 de kilometri de municipiul Arad. Factura pe ultimele 6 luni s-a ridicat la aproape 160.000 de lei și, în aceste condiții, primăria a decis să oprească iluminatul stradal timp de câteva ore din noapte, între orele 0 și 4 dimineața. A fost un șoc. Un șoc pentru că am primit o factură enormă, din punctul meu de vedere, și care, cu siguranță, ne va crea suficient de multe probleme. În cele 3 sate ale comunei, Zăbrani, Nuidorf și Chesinți, sunt în total 800 de stâlpi de iluminat. La acest consum se adaugă cel din instituțiile publice, primărie, școală și grădiniță. Avem un consum de aproximativ 9.000 de kW pe lună. E mult? Foarte mult. Împovărați la rândul lor de facturile mari la curent, cei mai mulți localnici înțeleg că trebuie să strângă cureaua. E bine, pentru că ce să facem dacă asta e situația, ca să nu se consume așa mult curent? E bine, e o măsură bună. Plătim cât putem, cât nu, mai reducem și noi. Pentru siguranța cetățenilor, când este beznă, în cele 3 sate ale comunei circulă patrule formate din polițiști locali, pompieri, voluntari și angajați ai primăriei. Și în orașul Arad se fac economii. Începând de luni, iluminatul arhitectural este oprit în
fiecare zi cu începere de la ora 23. Singurele obiective care vor rămâne iluminate sunt podurile și pasarela peste râul Mureș. Nu e ceva ieșit din comun, consider că e o normalitate în vremurile complicate din ziua de astăzi, mai ales în această perioadă a anului când deja suntem toamnă spre iarnă, deja e frig seara, nu se mai plimbă lumea, nu mai avem turiști și ar fi fost până la urmă o risipă. Probabil că nu e un lucru rău, ce să vă spun, da. Să mai fac economii. Posibil că e corectă decizia, așa am impresia. Ținând cont de noile condiții care s-au impus din partea Uniunii Europene, dar și din conștiința noastră până la urmă pentru economisire, zic că nu-i rău o perioadă de timp. Primarul Aradului a anunțat că iluminatul stradal va funcționa toată noaptea. Este scandal la Brăila după ce un fost parlamentar brăilean și fost prefect Cătălin Bobog este acuzat că s-ar fi branșat ilegal la rețeaua de energie electrică, în timp ce poliția spune că a primit informații în acest sens și cercetează fapta ca fur de energie, fără a nominaliza însă pe cineva. Bobog susține că are acte care dovedesc că este branșat legal. În această seară a demisionat din Partidul Național Liberal pentru a nu aduce, spune el, prejudicii de imagine partidului. Pe strada unde ar fi descins polițiștii și cei de la Electrica, toată lumea știe unde stau Cătălin Boboc și mama lui, dar nimeni nu știa nimic de venirea vreunui om al legii sau despre vreun branșament ilegal. Eu n-am auzit de poliție, nu mi-a zis nepotul meu de la magazin că ar fost poliție. Dar de la Electrica, am zis că a fost la 45. Și 45 care domnișoare, unde e Cătălin Boboc aici, da, deputat. Da. Ci că n-ar fi fost branșat legal, ci că ar fi branșat ilegal la... N-are cum. Boboc susține că este acuzat degeaba și a pus la dispoziția presei și actul de branșare al imobilului. Nu fur curent, nici eu și nici mama mea, cea care locuiește efectiv acolo. V-a sunat cineva de la poliție, de la Electrica? Nu m-a sunat nimeni de nicăieri, nu am alte comunicări de la instituții publice sau private. Și totuși, cum s-a ajuns în situația asta? Nu știu, am înțeles că... E un dosar pentru o astfel de situație. E acel comunicat al poliției. Vă simțiți? Care nu vorbește despre mine. Boboc crede că totul este o confuzie, o neînțelegere. Am să merg eu în întâmpinarea autorităților astfel încât să închid cât mai repede acest subiect. Am făcut un poliție. Am să merg la toate instituțiile astfel încât să-l închid foarte repede. Nu mi-e comod, nu e regulă că s-a ajuns aici. Polițiștii recunosc că anchetează furtul de curent fără a nominaliza însă pe cineva. Un angajat din cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord, sucursala Brăila, a sesizat ofițerul de serviciu al Poliției Municipiului Brăila cu privire la faptul că în urma unor verificări efectuate pe raza municipiului ar fi identificat un contor branșat ilegal aflat sub tensiune. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar la adresa indicată nu au fost identificate persoane. Oamenii legii au întocmit un dosar penal și efectuează cercetări pentru infracțiunile de furt și executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, conform legii numărul 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale. Peste 10 milioane de lei, atât are de plătit compania Blue Air pentru toate cursele anulate din luna iunie și până acum. Nu vorbim despre despăgubirea clienților și despre amenda dată companiei de inspectorii ANPC. Aceștia au analizat ofertele, site-ul companiei, modalitatea de comunicare și au găsit probleme majore. În consecință, pe lângă suma imensă datorată, reprezentanții companiei aeriene trebuie să înceteze să mai facă oferte înșelătoare, pentru care operatorul economic nu dispune de resursele necesare. Spun cei de la ANPC. Imagine surprinse de camere de supraveghere din Oradea au sărăcit zeci de localnici. Oamenii aruncau gunoiul la întâmplare, iar amenziile au avut un cuantum egal cu un salariu minim pe economie. Nici șoferii care au aruncat deșeurile din mașini nu au scăpat. Au rămas pietoni. Din august, de când au fost instalate camerele de supraveghere, zeci de orădeni au fost prinși când aruncau sacii de gunoaie sau pungile cu resturi menajere în plină stradă sau sub copaci. Se aduce deșeurile din propria gospodărie și le depozitează pe domeniul public într-un loc care deja există o depozitare anterioară și nu a fost luată de către operatorul de salubritate. Da, o depozitare anterioară atrage după ea alte depozitări. Avantajul camerelor montate la Oradea este acela că sunt mobile. Poliția locală le mută din loc în loc, în funcție de sesizările localnicilor. Un cetățean vine și oprește mașina pe marginea drumului. Vine cu gunoiul menajer,
pe care îl depozitează pe domeniul public într-un loc neautorizat. Îl aruncă așa cu nonșalanță, văd, adică... Fără niciun regret, ca să zic așa. În ultima lună au fost suprinse și sancționate 22 de persoane. Amenzile cuprinse sunt între 1.000 și 2.500 de lei. Supărat să vadă deșeurile aruncate la colț de stradă, orădenii sunt de acord cu măsurile poliției și își acuză concetățenii de lipsă de bun simț și de civilizație. Nu au scuze. Dar cum vi se par amenzile? Până în 2.500 de lei. Da, nu-i nimeni mult. Au aruncat cu noi două lume, lipsă de educație. Cum ne mai civilizăm? Nu știu că... Măsura a fost luată din primăvara acestui an și în restul județului. În total au fost montate 9 camere de supraveghere pe cele mai circulate drumuri. Și în acest caz, zeci de șoferi au primit până acum amenzi de 1.000 de lei. Iar celor prinși în flagrant le-a fost confiscată mașina. Aceasta poate fi recuperată doar în instanță. Vaccinarea antigripală ar putea fi în curând cât se poate de facilă. Am putea să ne administrăm serul direct în farmacie, dar există și piedici și acestea vin chiar din partea farmaciștilor. Nici medicii de familie nu sunt încântați de proiect. Fiecare trebuie să-și facă meseria pentru care a fost instruit, spun ei. E bine însă de știut că vaccinul luat din farmacie este în jur de 50 de lei, iar în curând va fi stabilită și suma pe care trebuie să o plătim pentru administrarea lui. Pentru a-i convinge pe oameni că vaccinarea este importantă, mai ales în cazul celor care au boli cronice, Ministerul Sănătății pregătește un proiect pilot prin care vaccinarea antigripală s-ar putea face și în farmacii, chiar din acest an. Pe mine m-ar ajuta și din cunoștințele mele se mai practică și în alte țări, adică cred că este un semn de civilizație și atât. Eu la farmacie primesc multe sfaturi în legătură cu medicamentele. Când am nevoie de ceva, nu mă duc repede la medicul de familie, mă merg la farmacie. Acolo nu sunt specialiști. Ar trebui lăsată undeva unde sunt medicii specialiști care știe când să ți-l facă. Șeful de la Sănătate încearcă să vadă acum dacă acest lucru este posibil. Se poate face dintr-o dată, trebuie să existe o instruire specifică a farmaciștilor sau a celor care fac acest lucru. Am avut discuții cu universitățile de medicină și farmacie. În ceea ce privește spațiul farmaciilor, trebuie reorganizat complet. Este vorba de norme clare și fixe în ceea ce privește vaccinarea în farmacii. Oamenii care aleg această variantă vor plăti vaccinul și administrarea lui. Serul antigripal comandat prin DSP de medici de familie se va administra numai în cabinetele acestora, gratuit. Chiar dacă pentru unii dintre noi ar fi mai comod să ne vaccinăm în cea mai apropiată farmacie, medicii de familie și farmaciștii nu sunt de acord cu propunerea ministerului. Unul dintr-o mie de pacienți poate să facă un șoc anafilactic și nu știm ce se poate întâmpla în această situație și cine răspunde ca malpraxis, ca atitudine, ca de urgență. Și e posibil ca mulți dintre ei să nu dorească să lucreze cu sânge, cu ace, cu riscul de infectare, de înțepare, materiale biologice. Cei care au boli cronice, copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 5 ani, cadrele medicale și vârstnicii de peste 65 de ani primesc gratuit vaccinul antigripal. Ministerul Sănătății a cumpărat deocamdată pentru acest sezon 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal. O femeie de 52 de ani din Suceava și-a pierdut viața în urmă cu câteva ore într-un mod tragic. S-ar fi urcat băută la volan, a pierdut controlul, a pătruns pe acostament și a lovit un parapet metalic, iar mai apoi s-a răsturnat în afara părții carosabile. Ajunși la fața locului, salvatorii n-au mai putut face nimic pentru ea. În aceeași mașină era și un bărbat în vârstă de 70 de ani. Acesta i-ar fi fost prieten de pahar șoferiței și ca prin minune a scăpat cu viață. Cercetările continuă în acest caz, iar polițiștii vor să afle cum s-a produs întreaga tragedie. Un tir încărcat cu tone de făină a ars astăzi ca o torță pe autostrada care leagă Lugojul de Timișoara. O roată a explodat în mers și incendiul a izbucnit imediat. Din fericire, șoferul a reușit să tragă automarfarul pe banda de urgență, a desprins capul tractor și l-a îndepărtat de remorcă la câțiva zeci de metri. Așa a reușit să se salveze. Până la sosirea pompierilor, tirul și toată marfa din el s-a făcut scrum. Făina ar fi trebuit să ajungă la beneficiarii ajutorului din partea UE din județul Arad. Traficul a fost blocat timp de 30 de minute pe sensul de mers Lugoj-Timișoara.
La mai bine de 7 luni de la începerea războiului și după un referendum care a dus la anexarea 4 regiuni din Ucraina, Rusia încă nu controlează aceste zone în totalitate. Ucrainenii au avansat 10 de kilometri în mai multe direcții ale frontului și au recucerit localitate după localitate. Rușii continuă și atacurile, în principiu asupra infrastructurilor civile. Între timp, un tren militar nuclear rusesc se îndreaptă spre Ucraina. Potrivit analiștilor, mișcarea Moscovei reprezintă fie un semnal al escaladării conflictului, fie efectuarea la scară largă a unor teste nucleare de pregătire. Forțele Kievului sunt întâmpinate cu brațele deschise de civili din zonele proaspăt recucerite. În ultimele 24 de ore, ucrainenii au avansat 10 de kilometri în regiunea Herson, care era sub controlul rușilor încă din luna mai. Forțele ucrainene sunt nerăbdătoare să elibereze întreg teritoriul țării. В зв'язку із тим, що у нас іде відвоювання нашої землі, я в мене припіднесений настрій, тому що все-таки ми відвоюємо свою землю. Пригнічує те, що у нас є і втрати, і ранені, і поранені. От це трошки пригнічує. А так загалом, то дух бойовий. Președintele Ucrainei a anunțat și el avansul ucrainenilor pe front. Сьогодні продовжився наступальний рух нашої армії. Усіх наших захисників є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Тривають жорсткі бої, бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною. Все більше окупантів намагаються втекти. Все більше втрат несе ворожа армія. Все більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Ofensiva rușilor continuă. La primele ore ale zilei, rușii au lansat mai multe rachete asupra Harkovului. Cel puțin o persoană a murit. Infrastructura feroviară a fost avariată. În Zaporojie, bombardamentele au vizat infrastructura industrială. Kramatorskul, oraș din estul Ucrainei, a fost și el bombardat. Civilii din zonă își privesc casele distruse cu lacrimi în ochi. Вот посекло двери, он вынесло полностью. Ну, ближе к утру прилетел вот снаряд, эпицентр пришелся сюда, говорят, взрыва. У нас в доме 2 окна вот вынесло, которые были закрыты. Посекло крышу, здесь в летней кухне посекло крышу, двери там вывернуло железные полностью. Între timp, Coreea de Nord a devenit prima țară care recunoaște anexarea celor 4 regiuni din estul Ucrainei de către Rusia. De asemenea, Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus, a ratificat în unanimitate incorporarea la Federația Rusă a celor 4 regiuni ucrainene. Documentele ratificate urmează să fie semnate de Vladimir Putin pentru a finaliza procesul de anexare oficială. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de invitatul meu, domnul Mircea Dinescu. Bună seara, domnule Dinescu, bine ați revenit. Luni și marți ne întâlnim, comentăm. De fapt, dumneavoastră comentați, eu doar vă punctez așa în linii mari ce se întâmplă în țara noastră frumoasă. Șeful SRI a susținut astăzi un discurs în cadrul unei ieșiri publice rare la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. S-au aniversat 15 ani de la debutul studiilor de securitate. Presa nu a avut acces, iar declarațiile n-au fost tocmai ușor de analizat și de digerat. Interesant că domnul Helvig a ieșit ca o primadonă să dea un mic concert vis-a-vis de serviciile secrete, unde a spus și lucruri foarte interesante pe care până acum niciun șef de serviciu nu le-a spus, despre foști angajați care sunt implicați în afaceri, unele dubioase, nu? Până la urmă, nici care influențează, nu, sistemul nostru capitalist. Presa știe de multă vreme de acest lucru, pentru că oricine intra în România după 90, orice firmă mare, era monitorizată, voiau unii să pună, eu știu, chestii de iluminat într-un loc și dintr-o dată locul ăla era cumpărat de către niște oameni foarte interesanți și foarte informați. Și să erau cumpărate chestiile pe nimic. Când au apărut eolienele, eu știu, de această poveste. Se băgau băieții, cumpărau pe acolo până Dobrogea cu 200 de lei hectarul, că erau zone cu pietroaie, nu știu ce, și cu mărăcini, și vi dau în urmă pe 3.000 de euro, avea de dolari. Exactă. Era pe vremea noi, sau, în fine.
Deci, de când a început capitalismul românesc, trecerea bruscă de la comunism la capitalism, serviciile au fost infiltrate în toate ministerele și în toate afacerile bănoase. Da? Oligarhia financiară românească s-a bazat pe foști securi și foști activi de partid. Mai ales cei care au lucrat în domeniul exporturilor la... Foarte pe scurt, domnule Dinescu, vreau să punctăm un pic și să analizăm declarațiile făcute. Da. SRI a făcut și greșeli. Se vorbește în continuare despre oamenii din SRI ca despre securiști, ceea ce e complet nedrept. Spune cine? Șeful el SRI. El spunea că e nedrept să vorbești? Da? Păi cum, inițial, în România... Deci recunoaște că SRI a făcut greșeli, dar e nedrept să se spună încă despre acești oameni că sunt securiști. Păi nu e nedrept, pentru că știi bine ce s-a întâmplat în România. Imediat după 89 s-au schimbat... alimentarea a devenit supermarket, miliția a devenit poliție, securitatea a devenit SRI. Doar nu au inventat ei peste noapte băieții care terminau repede, cum se nășteau, curați, frumoși, așa, și deveneau o bună parte din aceste mulți ani de zile. Serviciul Secret Român a fost burdușit cu foști securiști. Bine, nici nu puteai să inventezi peste noapte, într-adevăr. Unii erau profesioniști, să zicem, știi? Indiferent de greșelile pe care le-au făcut sau crimele, printre altele, deci s-a schimbat numai firma de la poartă. Că pe parcurs s-au mai spălat băieții, au început, e adevărat. Deși unii dintre foștii securiști au ajuns profesori la școlile astea. Hai să fim serioși. Tot dânsul a susținut astăzi, referindu-se la legile siguranței naționale, care au provocat critici, că societatea românească și, atenție, decidenții politici trebuie să se hotărească ce rol vor să atribuie serviciilor de informații. Citez: nu putem fi în același timp un fel de pompieri chemați să stingă incendiile provocate de alții și apoi acuzați că le-am stins. Unde bătea? Da, e unde bătea. Ei vor să-și asume, de fapt, e o formă asta subtilă de a asuma o chestie mai, de a fi mai puternici, dar nu mai depinde de politicieni. Dar, din păcate, pentru România, cel mai adesea politicienii au depins de băieții din servicii. Asta e realitatea. Pentru că în clipa în care, să zicem, Băsescu avea ceva împotriva cuiva, spunea șopăie și serviciile funcționau. Eu mi-amintesc numai de cazul Monei Muscă. Când Mona Muscă a ieșit la un sondaj și imediat când președinte era Băsescu, pe primul loc, era cel mai simpatizat om politic, da? A doua zi, ce crezi că ne-a apărut la CNSAS? Dosarul Monei Muscă de la securitate. Și era dosarul DIE, de informații externe. Adică Băsescu a apăsat pe un buton, a zis: băi, o aveți pe asta cu ceva la mână? Să trăiți, o avem. Păi a fost și lipitoare la, cu studenții străini. Hai, n-a fost săracă chiar, ci n-am avut acces la chestia, că nu se dădeau documente legate de studenții străini, pentru că unii dintre ei ajungeau în țările astea arabe, oameni de afaceri sau politicieni importanti, și era important, pe de altă parte, să existe, asta era o avere pentru Serviciul Român de Informații, da? Să ai niște foști informatori care au făcut cariere politice în țările lor. Da. Dar Mona Muscă a executat-o Băsescu. Cu ce? Cu ajutorul SRI-ului. Bun. Cum comentăm toate aceste declarații, mai ales că au fost făcute fără prezența presei? Da. Nu știu cine a scris discursul, Helvig. S-ar putea să aibă consilier deștept, s-ar putea să fie și el un om deștept. Nu-l cunosc, nu am fost niciodată în dialog așa, în particular. Dar a jucat. Acum, sigur, e și un joc de vulpe, știi? Că oricine la servicii secrete, știi, să spunea că sunt ascunse în debara câteva schelete de care noi nu o să știm niciodată. Și atunci domnul Helvig este un om care vrea curățenie în SRI, vrea curățenie în lumea politică. Păi asta nu vrea fac ca lumea serviciile, să se hotărească. Nu fac serviciile secrete, din păcate n-au făcut așa și nici nu vor face. Bun. E mai complicată. Sunt subordonați atâta vreme cât un șef de servicii secrete pus de politicieni. E clar că există o relație bine închegată, da, acolo. Da. Economie în instituțiile statului.
Am văzut la Arad. O prostie, după părerea mea. Se stinge lumina. Încă o dată, dacă, să știi, eu, când am fost, eu am fost de puțin ori în Occident. Așa. Pe vremea comunismului. Am fost invitat la diverse festivaluri. Am fost la de vreo 4-5 ori, cred, în Occident. Și când veneam cu avionul, ce mă uimea pe mine, vedeam pe întuneric, ajungeam noaptea și vedeam cum arată Frankfurtul noaptea, știi? Ce hartă frumoasă, părea un tablou de lumini și eram sfâșiat de frumusețea pe care o vedeam eu pe pământ, așa. Și când mă întorceam, așa, cu avionul, intram în România, nu știam că am intrat, nu știu, și deodată spunea la... Suntem, în 2 minute ajungem la aeroportul Topen. Treceam peste București ca peste o mare neagră, nu exista. Ne întoarcem în comunism? Ideea, păi da, nu, societatea de consum exclude chestia asta, îmi pare rău că trebuie să spun. Păi dacă nu e lumină pe străzi, nu mai avem voie în casă, iar ne punem becuri, chioare, oamenii săraci fac economie, este o rușine fără de margini. Păi nu, dați-mi voie, știi, opriți pământul că vreau să cobor, nu mai, nu. Coborâți nu la e, prima, nu e, cobor la aici, vreau să nu cad. Nu, rămâneți, vă rog, lângă mine, aseară era deci, să cadeți. De ce mă faceți pe mine mai înalt, așa puțin? Da, nu, eu nu sunt multă lume, când mă vezi și, domnule, ce păreți mai înalt în realitate. Păi zic, televizorul e mic și mă vedeți micuț acolo. Ce facem? Trecem iarna asta cu facturile astea deci, foarte mari? Regândită economia unei țări, mai ales că văd că avem petrol, vin ăștia spionii să ne detecteze petrolul din subsolul României. Păi, domnule, avem gaz, avem petrol și noi vrem să ajungem iar la lanternă, la lumânare și la candelă. E jenant. Bun. Și nu așa se face economie. Există forme mult mai deștepte. Credeți de a face că, economie. De exemplu, premierul a spus clar, guvernanții trebuie să fie un exemplu pentru români, iar domnul Ciucă i-a somat pe miniștrii să vină cu un plan pentru reducerea consumului de energie. Unele ministere au înlocuit becurile vechi cu becuri cu LED pentru a avea un consum minim de energie. În spațiile comune se montează senzori de mișcare, se înlocuiesc imprimantele și calculatoarele vechi cu unele dintr-o generație nouă. Vă dați unii seama, nu ce mai afaceri, folosesc... Ce afaceri se vor face acum, Doamne Dumnezeule, știi? Toate se aceste lua, înlocuiri se lua, înseamnă bani deci de la acea buget? Economia asta de la buget, adică din banii contribuabilului. Tu și restul lumii... Și dumneavoastră. Cum adică? Îți dai seama... Ei noi becuri, ei noi o aparatură care costă 1000 de euro, dar care face economie de 5 bani. Și uite așa, ajungem la aia 5 lei cu adică care facem noi economie la petrol. În spatele acestui plan de reducere a consumului de energie sunt de fapt alți bani cheltuiți. Dom'le, eu am o poezie foarte frumoasă. Nu știu dacă e foarte scurtă. Închid lumina... Mi se taie capul, închid și gazul, vine iar casapul și fiindcă nu mai are ce să-mi taie, mă ia de mână și mă bagă în baie. Cobor în stradă, merg la eunuci, urc în mașină, dar și ei pe butuci. Nu știu cum ajung la benzinărie. Noroc cu motorina, nu, îmi pare rău că nu mai e, nu știu. Mă scoate motorina din impas, o iau o mână și o trag pe nas. Pentru că aceste, încă o dată, tot acest coșmar, că a ajuns un coșmar ca noi zilnic, cetățeni cu tot felul de angarale, cu tot felul de probleme în familie, zice, să discutăm zi de zi, seară de seară, e să văd la televizor această găinărie care este economia pe care o fac miniștrii. Că deci nu au făcut și... această economie? Da, nu, dar terminați trecut. Cu această temă, că este jenantă. Acum 2 ani de ce n-au făcut această economie? De ce n-au schimbat becul? De ce nimeni nu s-a gândit că veneau facturile astea? Noi, de ce nu au avut ei grijă să meargă astea, energia verde? România putea să aibă foarte mult așa, să facă chestii de-astea. Statul român, da? Să ne umple de-astea care captează de la... Dumnezeu nostru care este soarele, să ne dea lumină electrică. Foarte simplu. Râurile pe care le avem în țară, am fi putut să facem. Am fi putut. 7 hidrocentrale pe Dunăre, pe nu știu ce. Stau eu la candelă. Refuz să trăiesc într-o societate de consum pe bază de candelă și lumânare. Îmi pare rău. Atunci vorbim o să am despre... parte de lumânări,
destule. Cât mai târziu, domnule Cât mai târziu, cu putință. Atunci vorbim despre milionarul, miliardarul. O să fac economie și de lumânări, că nu o să-i invit pe nimeni la moartea, mi-am spus. Am înțeles, da. Asta e dorința dumneavoastră. Nu, pe bune, nu. Bun, am notat. Fără să fie cât mai târziu. Economie de, și de lumânări voi Bun. Face. Vorbim puțin despre miliardarul Elon Musk, care vine cu un plan de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina. Primul care a venit și a zis am o soluție să fie pace. E foarte interesant. Este primul caz cu adevărat interesant din cei care dau cu părerea, știi? Despre acest. Pentru că el chiar i-a ajutat pe ucrainieni. Toți sateliții ai lui, dai seama, au contribuit la depistarea armamentului rusesc, a mișcărilor de trupe rusești, nu? Până sateliții lui. Eu chiar mă gândeam, bă, cred că rușii pun pe capul ăsta o sumă mare ca să-l omoare. Și a venit cu o chestie de istoric. El a pățit ca și profesorul Marga. Bun, planul sună așa. Este aceeași, ca declarația dânsului de la Cluj. Planul sună așa. Alegeri repetate în regiunile controlate de Rusia sub supravegherea ONU. Rusia pleacă aceasta este voința poporului. Crimea face parte oficial din Rusia, așa cum a fost din 1783. Aprovizionarea cu apa a Crimeei este garantată. Ucraina rămâne neutră. Reacțiile n-au întârziat să apară. Zelenski reproșează miliardarului că pare că ține cu partea Rusiei și chiar a pornit un sondaj în care spune ce credeți. Musk este cu Unde, Rusia, da? Sau cu, cu Ucraina? E chestie jamnică, după părerea mea. Cum? Dar cum mi se pare planul? Unui mari figure a planetei, da? Unui miliardar. Bazată și pe istorie, da? Și a găsit o formulă să scăpăm și de acest coșmar care este războiul ăsta, că pare că sunt niște copii tâmpiți, toți acești polițieni. Acum a porit acel submarin al apocalipsei. Când veneam spre voi, văd la știri, aud, a dispărut ăla de pe radar. Mă gândeam, bă, a dispărut, fie că ăsta are chestii de-astea și poate să dispară, fie dracu a căzut într-o groapă, știi? Adică, nu știu, este o iluzie să-ți închipui că faci arma fatală, tu, om. Nu, apocalipsa va veni sub alte formă. Deci... Dar putem să contribuim din plin noi, fiindcă de altă parte americane, noi în 5 minute... Radem, facem. Toți radem. Vai de capul lor, știi, de nefericiți. Încheiem într-o notă optimistă, da. Domnul Dinescu? Cum v-a fost ziua? Bună? V-a fost ziua? Da, n-a fost o zi rea, dar la asta mă gândeam în timp ce veneam spre voi. Mă, ajungem să comentăm numai nenorociri la aceste din păcate, seara înainte de culcare. Nu e normal. Încercăm să găsim soluții, domnul Eu Dinescu. Eu m-am gândit, o să încep să recit la 12 noaptea poezii de dragoste. Vă aștept, domnul Dinescu. Ne vedem. Da. Vă rog să rămâneți, cum îi spun copilului meu. Rămâneți acolo și nu vă mișcați, pentru că mai avem și alte știri. Okay. Sezonul estival care s-a încheiat a fost cel mai slab din ultimii 10 ani. Nu doar că turiștii au venit în număr mic, dar hotelierii au primit amenzi peste amenzi. 11 milioane de lei pentru aproape 500 de hoteluri și restaurante. Patronii se plâng că multe probleme au fost cauzate de lipsa de comunicare cu instituțiile statului, care s-au călcat pe picioare ca să-i controleze. Servicii care lasă de dorit, mormane de gunoi, alimente expirate de ani de zile și condiții insalubre sunt câteva dintre neregulile grave descoperite pe litoralul românesc în acest sezon estival. Am avut 2415 controle, dintre care s-au aplicat 361 sancțiuni contravenționale, 175 amenzi în valoare de 716.500. Cel puțin în sudul litoralului a fost obositor cuantumul controalelor. De exemplu, la proprietatea mea au fost peste 12 controle anul acesta. Instituții diferite sau aceeași instituții de câteva ori pe sezon. Hotelierii spun că verificările nu sunt riguroase, iar discrepanțele privind cuantumul amenzilor sunt ridicole. Dacă DSV-ul, DSP-ul din 2000, peste 2000 de controle găsesc 150-200 de situații neconforme și care trebuie corectate și sancționate, OPC-ul găsește 1500. Oriceva nu e în regulă. Problemele nu se opresc aici. Este o criză acută de forță de muncă pe litoral, așa că hotelierii s-au orientat din ce în ce mai mult spre muncitorii din Bangladesh, India sau Sri Lanka. Odată ajunși în România însă, străinii fug în Anglia, Germania sau Franța. Stau o noapte și ne pleacă pe furiș
și habar n-avem unde se duc. Aflăm ulterior că ei trec foarte ușor frontiera. S-a creat o filieră, dacă vreți. Unii aduc, alții iau și trec în partea cealaltă. El trebuie să aibă o viză de călătorie în spațiu Schengen ulterior ca să poată să părăsească legal teritoriul României. Oficialii promit să rărească totuși controlele pe litoral. Principalul este să, ca toți cei implicați să dorească acest lucru. Dacă e vorba de o modificare legislativă, să inițiem acea modificare. Sezonul estival care s-a încheiat a fost cel mai slab la malul mării, iar șocul suferit anul acesta de hotelieri ar putea fi o lecție din care să tragă învățăminte. A fost o seară emoționantă în rândul pompierilor. Un coleg a avut parte de ultima zi de lucru înainte de pensionare, iar colegii au transformat-o într-una de neuitat. Pompierul Mihai mai avea o oră de stat la serviciu. L-au năpustit lacrimile, amintirile și ca tinerii să nu-l vadă, s-a retras în garaj. Colegii însă și-au dat seama ce se întâmplă, s-au adunat cu toți în curte și l-au chemat la apel. Un coleg a dat drumul la furtunul cu apă și l-au dat din cap până în picioare, mulțumindu-i cu toții pentru întreaga carieră. Vești bune pentru fanii formației de pe șmot. Trupa a anunțat astăzi următorul turneu și lansarea celui mai recent album. Evenimentul a fost cât se poate de surprinzător, mai ales că trupa nu a mai susținut un turneu de 5 ani. Acesta va fi al 19-lea din carieră și va lua startul în luna martie în California. La București, de pe șmot va susține un concert pe 26 iulie anul viitor, iar biletele se vor pune în vânzare la sfârșitul acestei săptămâni. Și până să mergem la concertul de anul viitor, până să ne luăm bilete, vorbim despre vreme. Roxana Gheorghean cu zâmbetul pe buze, deci se anunță o vreme bună. Bună seara! Bună seara, Ioana! Bun găsit tuturor! Temperaturile se apropie ușor-ușor de cele normale pentru această dată. Mâine maximele se vor situa între 14 și 23 de grade. Vor mai fi și câteva ploi slabe, unde exact vă spun imediat după generic. Dar haideți să vedem pentru început cum va fi vremea pe continent. Așadar, în nord-estul extrem al Europei, cerul va avea înorări și sunt anunțate ploi. Cantitățile de apă vor fi însemnate, iar în zonele montane, la altitudini mari, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului, cerul va fi variabil, iar ploi vor fi doar pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări în jumătatea de nord-vest și locală în rest. Din punct de vedere termic, temperaturile vor crește ușor în partea centrală și cea estică a continentului, iar în rest nu vor fi variații semnificative. La noi în țară, în această noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în centrul teritoriului, unde vor mai fi câțiva nori și posibile precipitații slabe. Va ploua în sudul și în estul Transilvaniei, iar în zona montană sunt anunțate precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Carpații meridionali și de curbură. Temperaturile minime se vor situa între 1 grad și 12 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni. Spre dimineață, în regiunile intracarpatice, va fi ceață. Mâine, temperaturile se vor apropia de cele normale pentru această dată. La nivelul întregii țări, maximele se vor situa între 14 și 23 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor fi posibile în estul Transilvaniei și în Carpații orientali. Dimineață, pe alocuri, se va semnala ceață, în special în regiunile intracarpatice. În capitală, mâine, maxima se va situa în jurul valorii de 20 de grade, o valoare apropiată de cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, cel puțin în prima parte a zilei, pentru că după amiază pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu va ploua. Joi, termometrele vor indica o maximă de 22 de grade, așadar ne vom bucura de o temperatură normală pentru această dată. Vineri, vremea se va menține normală din punct de vedere termic, cerul va fi variabil, iar vântul va avea ușoare intensificări. Temperatura maximă va fi, iată, de 22 de grade.
La munte se mai încălzește puțin, mai ales în masivele vestice și în cele nordice. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar ploi vor fi numai izolat, în special în Carpații Orientali. Vântul va sufla slab, iar la altitudini mari va avea ușoare intensificări. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Roxana, mulțumim pentru informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. O noapte liniștită vă doresc. Aveți grijă de voi.